Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou la Capital Special cu alții invitați. În ultima săptămână de campanie electorală, în penultima zi de mai precis de campanie electorală, am alături de mine pe cei din echipa PNL Petroșani, în frunte cu primarul în exercițiu și candidat totodată la fotoliul de primar al municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții. Alături de el se află Tomi Coconea, multiplu campion din, el practică o mulțime de sporturi, nici nu știu cum să-l prezint ca și om de sport. Bună seara, domnilor! Bună seara. Bună seara. Iată că mai sunt câteva zile și intrăm în ultima zi, ziua decisivă, ziua cea mare, ziua în care se hotărăsc primarii, în care electoratul își spune cuvântul. Da, e vorba despre alegerile locale, alegeri la funcția de primar, la funcția de președinte al Consiliului Județean, la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Deci vor fi patru buletine de vot pe care toți cei care vor merge la vot vor trebui să pună ștampila. Noi ne dorim, sigur, să pună ștampila pe Partidul Național Liberal și candidații Partidului Național Liberal, atât la funcția de primar al municipiului Petroșani, cât și la funcția de președinte al Consiliului Județean, în persoana domnului Adrian David, care a fost în 2015 președinte al Consiliului Județean și a pus bazele, dacă vreți, la foarte multe proiecte, unul dintre proiecte fiind și acest proiect cu drumul din Parâng. Atunci am semnat împreună cu dumnealui un parteneriat cu Consiliul Județean. Dumnealui a făcut și proiectarea, a și asigurat finanțarea. Ulterior, în 2016, s-a schimbat conducerea, care a întârziat și a trenat lucrurile aproximativ 3 ani, după care s-au apucat de lucrări pe PNDL, pe Programul Național de Dezvoltare Locală, practic cu bani de la Guvernul României. Astăzi îl am alături de mine pe domnul Tomi Coconea, este candidat la funcția de consilier local al Partidului Național Liberal pe poziția a 7-a. Tomi a fost de acord și îi mulțumesc și pe această cale să vină alături de echipa noastră, de echipa mea. Eu am numit o echipă de profesioniști pentru că dacă vă uitați pe buletinul de vot, avem oameni de valoare din toate domeniile profesionale, dacă vreți, fie că vorbim de sănătate, de educație, de sport, de mediul de afaceri, de muncitori, de orice, avem oameni reprezentativi pe această listă. Inclusiv avem reprezentanți ai minorităților etnice, este reprezentantul etniei rome acolo, domnul Rad Marius, un consilier și un politician cu state vechi, dumnealui. Echipa PNL, repet, este la fel de valoroasă și dacă luăm în ordinea de la 1 la 24 sau de la 24 la 1, avem oameni de valoare. Este prezent alături de Tommy în domeniul sportului, este și domnul Militaru și domnul Can, care sunt antrenorii echipei de fotbal Jiul Petroșani și nu numai. Deci, cu mare încredere am venit în fața cetățenilor și în acest an cu o echipă, spun eu, de profesioniști, cea mai bună echipă prezentă în aceste alegeri și toată lumea poate să urmărească aceste lucruri și să vadă, avem reprezentanții ai mediului de afaceri, avem reprezentanți ai culturii, este domnul Rădescu, directorul teatrului, domnul Butulescu, care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Sunt oameni cu expertiză, în primul rând, în domeniul dumnealor de activitate. Doamna Munteanu, domnul doctor Vasilescu, care este directorul și managerul Spitalului de Urgență. Doamna Munteanu este director al Centrului de Grădinițe din municipiul Petroșani, cu experiență fantastică, atât la nivel local, dar și la nivel național. Doamna scrie cărți pentru copii, a participat la foarte multe programe naționale și internaționale. Deci,
Sper să nu fi uitat pe cineva, de pe domnul Durbacă, care este directorul minei Livezeni, doamna Cârjog, director adjunct la școala Igheduca, doamna Ispas, profesor de matematică, domnul Lăutaru, care este președinte organizației de tineret. Deci lista PNL este echilibrată din toate punctele de vedere, și din punct de vedere al reprezentării, e vorba de tineret și de femei, avem 30% din listă și femei și tineri, avem oameni, repet, cu expertiză din toate domeniile, și mă bucur că Tomi, care este un simbol al municipiului nostru, alături de Avram Iancu și de alte simboluri, dar militarul, oameni cu performanțe deosebite în sport, au ales să vină alături de mine și de echipa PNL. Da, aveți o echipă completă, se pare că ați atins toate punctele esențiale constituirii unei echipe câștigătoare. Domnule Coconea, dumneavoastră, ca multiplu campion în sport și, bineînțeles, om de sport în primul rând, ce v-a determinat să alegeți echipa domnului Riții? Eu am colaborat cu domnul primar foarte bine în toți acești ani, în toți 13 ani de zile, și văzând, cum a spus și domnul primar, văzând și o listă, fiecare pe rambura noastră, și mi-am dat seama că există oameni fără orgolii, oameni cu înțelepți, care știm fiecare pe ce domenii suntem, și plus de asta tragem cu toții către aceeași direcție. Și dacă venim cu un proiect bine argumentat și viabil în domeniul turismului, de exemplu, sunt convins că dacă vin cu un proiect, cum am spus, de argumentat, nu voi fi contrazis și va fi susținut. Cum a zis și domnul primar, suntem împărțiți fiecare pe câte o ramură. E foarte important că fiecare dintre noi am dovedit că putem face lucruri frumoase și înțelepte și spre dezvoltare. Și de-aia am și acceptat să intru în echipa PNL și în echipa domnului primar. A existat o deschidere și am fost ascultat și am toată încrederea că... Pe de altă parte, ce proiect de suflet aveți în... vreți să implementați odată cu alegerea dumneavoastră ca și consilier local? Pe lângă, de la 2 ani locuiesc în Valea Jiului și în Petroșani, mai exact. Țin foarte mult la acest oraș. Din adolescență m-am îndrăgostit de Parâng, pe zona de munte din Parâng, și am toată încrederea că o să facem proiecte frumoase și o să șlefuim muntele Parâng, care este un aur, care îl vom șlefui și îl vom scoate la suprafață. Are un potențial fantastic și am toată convingerea că prin programele de fonduri europene și, cum a spus și domnul primar, vom reuși, avem o fundație, o bază, care au fost oprite o perioadă fondurile, dar asta nu înseamnă că... Deci există o bază poate care nu se vede, dar ea va ieși la iveală și am toată convingerea că va ieși la iveală, și turismul Parâng, noi suntem nu neapărat un pericol, dar hai să spunem, poate și un pericol față de multe stațiuni, că avem o aerologie cu un munte cu o diferență foarte de la altitudine, pornește pârtile de la 1000 de metri altitudine până la în Parângul Mic la 2000 de metri, versanți în care ține zăpada foarte bine, pe minim 4 luni de zăpadă anuală, versanți nordici, versanți cu potențial, cu pârtii lungi, pârtii roșii care se caută, pârtii albastre pentru începători. Are un potențial fantastic și am toată încrederea. Am umblat în multe stațiuni din Europa, am făcut Alpii în 20 de ani și pe jos și prin aer, vă spun, dacă mă uit strategic și calculat, am făcut Alpii din Austria
trecând 7 țări pe jos, adică prin fiecare stațiune, și am avut timp să rumeg multe zone de schi și am văzut multe zone și am încredere în Parâng. Exact cum m-a învățat pe mine Parângul să zbor și m-am descurcat și în Alpi, așa cred și în proiectul din Parâng, că avem un potențial care putem să dovedim și să facem să fim campioni. Da, deci, domnule Riți, scăparea Văjiului și în principal a Petroșanului este turismul. O altă variantă nu cred că există, mai ales în condițiile în care migrația forței de muncă a determinat o penurie de forță de muncă pe raza Văjiului, și mă gândesc la investitorii care mi-am dorit să vină, acum vor să vină, dar nu mai au cu cine să lucreze. Practic, turismul rămâne salvarea noastră, a celor care avem tangență cu Valea Jiului, și sigur că odată cu implementarea acestui măreț obiectiv vor veni practic înapoi și cei care au plecat ca să se implice în acest proiect. Da, aveți dreptate, turismul reprezintă o alternativă viabilă la ceea ce a însemnat minerit. Nu este singura alternativă, ea va trebui acompaniată ca activitate și de alte activități, de servicii și de ce nu și de producție, dar o producție pe care forța de muncă care a mai rămas în Valea Jiului să poată să o satisfacă din punct de vedere al calificării. Și aici avem niște avantaje competitive, avem Universitatea Petroșani care poate să își adapteze, dacă e nevoie, programa de studii către alte domenii, și mă gândesc aici la energia regenerabilă, care este și va fi o componentă foarte importantă în perioada următoare. Știți foarte bine de toate programele europene de Green Deal, de faptul că până în 2050 ținta Uniunii Europene este de a avea emisii zero de carbon. Asta nu se poate face decât punând în locul industriilor poluatoare, punând altceva. Și tocmai aici are un rol foarte important acest fond nou creat de către Uniunea Europeană, special pentru zonele miniere carbonifere din Europa, acest Just Transition Fund, pe care vom putea să depunem proiecte exact în această zonă, de a schimba și de a înlocui ceea ce există din punct de vedere economic la un moment dat în aceste zone. Iar domeniul schiabil din Parâng poate fi unul dintre cele mai mari proiecte care pot fi finanțate pe Just Transition. Asta ce înseamnă? Înseamnă că în urma discuțiilor pe care le-am avut cu domnul ministru Boloș, ministrul fondurilor europene la Petroșani acum 3 săptămâni, ne-a explicat că putem să atragem bani din Just Transition pentru a dezvolta acest proiect al domeniului schiabil și pe lângă pârtiile de schi, instalațiile de schi, să finanțăm și ceea ce înseamnă căi de acces către domeniul schiabil, dar și infrastructura de servicii, hoteluri, restaurante, tot ceea ce este necesar a fi ca și acompaniament, dacă vreți, la domeniul schiabil Parâng. Filozofia noastră încă de la început a fost să dezvoltăm toate aceste activități de după schi în oraș, unde turiștii să poată să-și petreacă timpul liber, să poată să meargă la cumpărături într-o zonă comercială unde centrul civic este generos și poate să se reinventeze, ceea ce înseamnă servicii hoteliere, restaurante, entertainment, cazinouri și toate, avem bazin de not, avem cinematograf, avem teatru. Deci putem să oferim o gamă foarte variată de servicii de după schi, apreschi, așa se numesc. Aici este cheia. Turistul vine, schiază în munte și coboară în oraș unde cheltuie bani. Turistul vine, se cazează, mănâncă, se duce, se urcă în telescaun, se urcă pe pârtie, exact. Deci toată e o întreagă industrie care vine practic să susțină ceea ce înseamnă domeniul schiabil. Aici ideile pe care Tommy le are o să ne ajute foarte mult. Tommy este un brand din acest punct de vedere și vrem
prin, am și discutat cu el, el se va ocupa în cadrul Consiliului Local de Parâng, va avea această atribuție foarte clară, vrem să viabilizăm Parângul și vara. Asta ce înseamnă? Pe lângă sporturile extreme, fie că vorbim de parapantă, fie că vorbim de mountain bike, fie că vorbim de echitație, fie că vorbim de orice altceva, de tradiție, da, tradiția mumărlănească și mai departe, vrem să viabilizăm stațiunea și ideea a venit de la Tommy să cumpărăm și să achiziționăm o instalație de sanie pe șine metalice pentru turismul de vară. Sigur, ea poate fi folosită și iarna, dar în special turismul de vară. Parc de aventură, vrem să facem un parc de aventură pentru copii și pentru adulți. Există fonduri europene care finanțează așa ceva. Noi deja am trimis ideile de proiect la Agenția de Dezvoltare Vest. Și vreau să vă mai spun ceva. Pe zona aceasta, pe mobilitate urbană, pe regenerare urbană și pe turism, deja am trimis primele intenții și idei de proiecte către ADR Vest Timișoara și proiectele însumează în acest moment preliminar, cum ar veni, peste 30 de milioane de euro în zona aceasta. Nu vorbesc că în discuțiile pe care le-am avut cu domnul ministru Boloș, ministrul fondurilor europene, să putem să finanțăm domeniul schiabil pe fonduri europene, nu numai pe fonduri guvernamentale. Deci există și această posibilitate. Da, înseamnă că lucrurile vor merge pe calea cea bună, deși s-a cam pierdut, s-au pierdut mulți pași și mult timp, în 30 de ani, da, e adevărat. S-au pierdut multe tempouri și totuși dacă accesăm cu inteligență și cu perseverență fonduri europene, dacă veți elabora un business plan foarte bine pus la punct, în care să știe fiecare ce are de făcut, sunt convins că lucrurile vor putea căpăta, da, o turnură și fericită. Și garanția faptului că aceste lucruri se vor întâmpla, sigur că va fi următorul aspect. Zic eu și cred că am dreptate, pentru că am ceva experiență politică și administrativă în spate. Este o oportunitate pentru Valea Jiului. De ce? Vorbesc de Petroșani acum, da? Să ai administrație PNL, primar PNL, Consiliul Local PNL, Consiliul Județean PNL și președintele Consiliului Județean Adrian David, care este din Valea Jiului, care este de aici, de la noi, da? Și guvern PNL. Pentru că în iarnă, în decembrie, alegerile vor da un câștigător, dar nu va fi niciun partid cu peste 50%, astfel încât președintele Iohannis să fie nevoit să numească propunerea partidului respectiv. Și atunci președintele Iohannis va numi cu siguranță un premier de la PNL, în jurul căruia se va forma o majoritate parlamentară, astfel încât să avem toată această axă de putere până la urmă, primărie, Consiliul Județean și Guvern, să putem să facem toate aceste lucruri, pentru că Consiliul Județean va deveni din ce în ce mai important în ceea ce înseamnă absorbția de fonduri europene, în ceea ce înseamnă proiectele acestea pe Just Transition. De ce? Deja guvernul Orban a făcut această descentralizare, a dus decizia de la ministere și de la unitățile de implementare a proiectelor cu fonduri europene de la ministere către agențiile de dezvoltare regională. În următorii 4 ani, da, lucrurile se vor duce și mai adânc cu descentralizarea către Consiliul Județean și către autoritățile locale, pentru că așa se întâmplă peste tot în Europa. Asta este modelul de succes. Nu să centralizezi puterea la București și, vă dau un exemplu concret, cu blocurile, cu anvelopare blocurilor. Noi am stat 2 ani la București în sertar cu proiectele puse acolo din 2015 pentru că n-au avut consultanți. Ministerul n-a făcut procedură să își ia consultanți care să verifice proiectele și să dea undă verde. Deci se pierd timp foarte important, iar de data aceasta Valea Jiului are o a doua șansă. Prima șansă am ratat-o, a fost în 1998-2008, când am fost zonă defavorizată. S-a dat acea lege prost aplicată, când au fost tot felul de facilități fiscale și așa mai departe pentru firmele care erau înființate în Valea Jiului, dar nu pentru firmele care și desfășurau activitatea aici. Și a fost un fiasco tot programul acela. Acum avem ocazia, pe ceea ce înseamnă IT, pe ceea ce înseamnă Just Transition, să putem să accesăm bani
foarte mulți pentru a schimba, dacă vreți, economia zonei. Da? Vorbesc de toată Valea Jiului acum și de tot județul Hunedoara. Da, pentru că mai avem doar 10 minute de emisie, domnule Coconea, să înțeleg că această însărcinare pe care domnul Riți v-a trasat-o o să impună mult efort și multă pricepere. Sunt, dacă sunteți conștient de, de importanța acestui lucru. E, eu și în pregătirile mele de competiție trebuie să fiu perseverent, trebuie să fiu serios ca să am rezultate. Și am toată convingerea că vor apărea rezultate și asta timpul le va arăta aceste rezultate. Vreau să înțeleagă și locuitorii din Petroșani că aceste servicii vor aduce foarte mulți bani la bugetul local și atunci se va face, se va dezvolta pe lângă locuri de muncă, pe lângă fonduri mai mari la bugetul local, prin aceste servicii, antreprenori din Parâng, deci toată lumea va avea de câștigat și astea se vor vedea în momentul când se va da drumul cu adevărat la domeniul schiabil. Da, așa cum discutam în emisiunile trecute și cu candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, domnul Adrian David, se pare că s-a luat hotărârea ca drumurile DN66A și DN7A să treacă la Consiliul Județean de așa natură încât să poată fi finalizate și refăcute, astfel încât să existe o cale de acces suplimentară pentru turiștii care vor veni. Da, e adevărat și ce spuneți dumneavoastră a fost o anomalie din punct de vedere administrativ. DN7A, Petroșani Voineasa, da, a aparținut foarte mult timp de regionala de drumuri Craiova. Deci vă dați seama, cu tot respectul, care nu aveau niciun interes să facă tronsonul acesta de drum, drept dovadă e că au venit cu drumul, au reabilitat până la marginea județului Vâlcea, da? Până la limita județului Vâlcea. În Hunedoara n-au făcut aproape nimic, au fost un contract, s-au judecat, nu știu ce s-a întâmplat. Acum, domnul David are, drumul a fost, am înțeles, trecut la drumuri Timișoara, da, la regia de drumuri Timișoara, dar cred că o soluție ar fi ca acest tronson de drum să treacă la drumurile județene Hunedoara și Consiliul Județean să-l finanțeze pe fonduri europene și lucrurile să se încheie odată pentru totdeauna cu acest tronson de drum care este foarte important pentru accesul din partea de sud către Petroșani. La fel și DN66, știm foarte bine toată tevatura cu drumul Urican Herculane. S-au făcut câțiva kilometri, mai sunt vreo 22 de kilometri, tot așa ne împiedicăm în tot felul de avize. În ultimii 4 ani nu s-a făcut nimic decât păcăleli. Vă aduc aminte că guvernul Tudose, guvernul PSD ne-a mințit, am strâns 37.000 de semnături din toată Valea Jiului și mediul de afaceri și administrația și toate administrațiile din Valea Jiului ne-am dus. Eu personal am fost cu ceilalți primari, da? La premierul Tudose în birou, am dus semnăturile și semnăturile au rămas. Nu s-a întâmplat nimic. Bun. Deci ne-am păcălit. Bun, acum sigur că trebuie finalizate aceste drumuri pentru că altfel se pierde o mare oportunitate în a pătrunde din toate părțile spre Valea Jiului, care acum vorbim și cu alte persoane, Valea Jiului este o zonă montană care oferă mult mai mult, are un potențial mult mai mare decât Maramureș sau decât alte zone turistice deja consacrate ale țării, care produc bani și care au renume deja creat de ani și ani de zile într-o zonă, repet, unde este ca și structură, sunt sub ce poate oferi Valea Jiului. Domnule Coconea, acum fiind ultima emisiune electorală unde participați, spuneți-mi ce impresie v-a creat această campanie electorală, pentru că a fost o campanie presărată cu
lucruri mai frumoase și mai puțin frumoase. Cum ați perceput dumneavoastră campania electorală? Păi da, din păcate poate au fost și atacuri și tot felul de asta, dar am încercat să fim pozitivi și să ne punem proiectele transparente și pe masă și să o să, cum v-am spus, o să dovedim cu adevărat că se poate și o să mergem înainte. Deci asta am toată certitudinea și toată încrederea. Da. Domnule Riții, dumneavoastră sunteți persoana care a suportat cel mai multe lucruri în această perioadă. Da, e adevărat. Cred că a fost cea mai urâtă campanie electorală la care am participat, din punct de vedere al atacurilor la persoană, atacurilor la familie, la cei apropiați, la familiile celor de pe lista de consilieri. Nici Tomi Coconea n-a scăpat de aceste atacuri. Asta l-am și întrebat, că știam că n-a scăpat. Adică... A evitat totuși un pic răspunsul. Bun. Nu că a evitat răspunsul, dar vă dați seama, dai într-un om doar pentru că a venit în echipa mea și nu a mers în echipa altcuiva. Adică e o chestiune și de compatibilitate umană, și de experiență, și de colaborare, și de încredere reciprocă într-o astfel de situație. Însă să știți că, în general, cei care atacă n-au argumente. Eu întotdeauna am fost adeptul bătăliilor în idei, în programe, în proiecte, în lucruri și discuții constructive cu argumente. Eu nu spun că dețin adevărul absolut. Eu de aceea mi-am și făcut o echipă și întotdeauna m-am înconjurat de oameni deștepți, de oameni cu expertiză, da? Pentru că un singur om nu le poate ști pe toate. Dar ai consilieri, ai posibilitatea să te înconjuri de oameni cu expertiză și oameni de valoare. Dar, sigur, aici depinde de fiecare conducător cum își alege până la urmă echipa și, repet, eu am certitudinea că în 27 petroșenenii vor vota lista Partidului Național Liberal atât la Consiliul Local cât și la Consiliul Județean. Suntem o echipă cu domnul Adrian David, președintele Consiliului Județean, candidatul la funcția de președinte și ar fi păcat ca Valea Jiului să rateze această oportunitate de a avea un președinte al Consiliului Județean din Valea Jiului. Un om tânăr, un om instruit, un om care cunoaște administrație și un om care poate să fie reprezentativ pentru județul Hunedoara. Are un program Hunedoara Nouă foarte pertinent care să pună în valoare potențialul turistic al județului, care este unul dintre cele mai mari din țară. Nu știu dacă mai există vreun județ cu atâtea obiective turistice și atâtea posibilități de dezvoltare din acest punct de vedere ca și județul Hunedoara. Din păcate, în ultimii 4 ani nu s-a făcut aproape nimic în această zonă. Am rămas în urmă cumva din acest punct de vedere și al absorpției de fonduri europene pentru ceea ce înseamnă turism și patrimoniu cultural, dar și din punct de vedere al infrastructurii rutiere și a infrastructurii în general în județul Hunedoara. Iar în ceea ce privește municipiul Petroșan, să sperăm că se încheie această perioadă în care am avut doar piedici și mai puțin sprijin de la București și de la Consiliul Județean, unde n-am avut sprijin aproape deloc. Bun, pentru că mai avem un minut de emisie, domnule Coconea, un ultim cuvânt înainte de finalul emisiunii? Da, mi-aș dori ca cetățenii să aibă încredere în proiectele noastre și, cum am spus, o să dovedim că cu adevărat că vom dezvolta tot ce am promis și pe parte turistică și, cum a spus și domnul primar, tot ce ține de fiecare dintre noi. Mulțumesc, domnule Riții, vă rog, un ultim cuvânt în această seară. Mai avem mâine seara cea mare. Da. De la ore 21, stimați televizatorii, mâine vor fi în direct la Capital TV domnul Adrian David și domnul Tiberiu Iacovriții în ultima zi de campanie, în ultima lor expunere înainte de alegerile din 27. Vă rog! Da, așa este. Eu vreau să îi rog încă o dată pe cetățenii municipiului Petroșani și să le mulțumesc pentru încrederea pe care ne-au acordat-o până acum, să meargă la vot în 27, să ne voteze și cu siguranță vom reuși și premisele sunt foarte clare.
experiența. Noi știm ce trebuie făcut. Ok. Vrem să facem și vom și putea să ne vedem mâine seară. Doamne și domnilor, mulțumesc frumos pentru atenție. Până mâine, vă doresc numai bine.